Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Aici alături de noi le avem pe Emma și Teodora, sora ei. Iar astăzi vom face ceva extrem, și anume adevăr sau provocare în 3. Ceea ce va fi foarte complicat. Așa că dați un like și un subscribe, pentru că asta ne motivează să lucrăm și mai mult la ideile pentru acest server. Și credeți-ne, noi deja am pregătit foarte multe pentru sezonul 2. Așa că dacă vreți să vedeți, dați like. Bun. Deci, să începem. Cine începe? Gen, ce să începem, dar cine începe? Am aici mai multe cărți. Cine zice? Asta am întrebat și eu. Haide Emma. Am aici mai multe adevăruri și provocări. Bun. Și adevăruri și provocări pentru Emma și pentru Teo. Și cred că vreau să schimb sensul. Mai bine. Sergio Sabiane. Alo. Ediție Teo. Nu vreau să stau jos. Ridicați-vă. Nu stați jos. Ce asta? Stați jos. Adevăr sau provocare? Hai să vedem. Ia. Adevăr. Mamă, de data asta e mare pregătită cartea. Nu o să mai stăm 2 milioane de ani. Ce mă bucur. Nimic. N-ați văzut nimic aici. N-ați văzut nimic. Nici un sediu secret. În fine, nu contează. Nu contează. Haide, Emma. Haide. Cred că va dura foarte mult să zică întrebarea. Adevărul. Gen, acum nu mai să se gândească, dar înainte să stea să se gândească să zică. Un an mai târziu. Da, un an e prea puțin. Un secol mai târziu. 2222. 2888. Este adevărat că ți-a venit să râzi când a zis un coleg al glumă, dar nimeni nu râdea și tu nu puteai să te abții? Mamă, astea sunt întrebări din viața reală. Da? Mă, ce? Ok, aflăm lucruri din viața reală. Slay! Ia mai nebunit am cu Slay-ul ei, pe bune. Am aflat și-o ce e Slay. M-a nebunit cu Slay-ul ei. Bun. Fabian, adevăr sau provocare? Adevăr, ia să vedem. Să ai un minut să scriu. Revenim peste un minut. Yes! 3338, 8228, 5.552.000, 5.322.000. Este adevărat că o iubești pe Emma din tot sufletul tău? Poftim, ce e întrebarea asta? Poftim, adică, alo? Adică, ce e întrebarea asta? Spune. Da. Bun, acum să trecem mai departe. O să tai asta din clip. Vă dați seama că o să tai asta din clip. Tai din clip asta. Bun. Emma. Stai puțin. Adevăr sau provocare? Adevăr sau provocare, deja că dă pe adevăr. Oh my god. Atunci este adevărat că ești topită după mine?
și adevărat că ești topită după mine. De ce să nu... Mă, nu mai minți. Mă, nu mai minți. Mă, nu mai minți. Nu mai minți, Emma. Nu mai minți. Ea e frânt inima. În fine, să trecem la următoare. Acu Teo mie. Acu Emma mie. Acu Emma mie. Emma mie. Emma mie că eu, ea nu mi-a dat mie. Bun, Emma mie, ia să vedem. Adevăr sau provocare? Adevăr. Zic, eu știu ce au toate adevărurile, dar am presimțit că la provocări sunt unele nesimțite rău de tot. Deci am presimțit că sunt niște provocări nesimțite rău de tot și vreau să mă feresc de ele. Bun, ia să vedem. Haide, Emma, haide, haide, haide. Bun, o să deci ceva. Revenim. Un secol și jumătate mai târziu. 5222, 5223, 5224, 5225, 6648, 6422, infinit 2800, infinit 2809, infinit 2300, infinit, infinit. Este adevărat că nu ți-a convenit când... Că nu ți-a convenit că am zis că nu, că n-ai de vacă, ziua n-avem. Da, chiar am întrebat asta off camera, pentru că urmează pe clip. Teo, adevăr sau... Stai, dar eu de ce scriu? Că îmi pot să fac, uite, asta. Teo, adevăr sau provocare? Hai să te văd, Teo. Deci să te văd, să aflu ceva despre Teo. Dacă dă adevăr... Bă, provocare na... Mamă. Dar să vezi ce-i fac. Aolo. Teo, te provoc să îți faci skin-ul full verde. Full verde cu skin-ul tău. Gata, îți schimb vestimentația. Haide, haide. Și lui Emma. Ouch, ok. Ouch, ok. Du-te și schimbă-te în full verde. Bă, dar nu aici cu noi, alo? Alo? Bă! În fine, noi așteptăm, ia să vedem. Părul a făcut, oh, interesant. Bă! Ce au aceeași haină? Păi nu le mai recunosc. Ce asta? A, așa, așa. Mă, zice, acum întrebați pe mine, arată cam urât. E cam urât, așa. E urâtă rău. Bun. Acu cineva mie. Bun, acu cineva mie. Cineva mie, cine vrea să-mi dea mie? Că eu am dat. Gata. Mamă, ce fain arăți. Oribil. Mamă, ce fain arăți. Oribil. Nu, acum eu emei. Emma, trebuie să... stați un pic. Da, am uitat. Deci aici eu nu sunt din Cluj, gen, aș putea să dau skip sau ceva, dar nu. Provocare, mamă, ce o până să facă? Să schimbe skin-ul? Că am și eu una pregătită cu schimbarea skin-ului pentru Emma. Să o fac ceva mai roșu. În fine, pot să-i schimb skin-ul dacă nu-i place în culoare care o dă, o să fac și mai rău. Faci un buchet de flori pe care să-l păstrezi. Provocare tipic fetelor. Ce pot să zic? Ce pot să zic? Provocare tipică fetelor.
O provocare mai tipică fetelor nu puteam să avem. Acu Teomie. Acu Teomie, nu? Teomie. Până face, mă mai durează un an. M-aș obișnui să o văd așa pe Teo. Vedem. Cum adică vedem? Alo? Televizorule, de ce nu mergi? Da, am iar rămas frază. Să termine ea mai întâi. Până termină ea, durează. Haide, dă-mi. Până termină ea, durează. Haide, dă-mi. Haide, dă-mi, haide. Ar trebui să stăm în Unipoint, deoarece ceva îmi zice că o să mai revenim pe aici. Mi-am pus un Unipoint aici. Da, e destul de ok. Gâtă. Ok, tp. Haide, dă. Cred că acum ne dă Teo nou. Bun, așteptăm să ne dă. Bine, adevăr sau provocare? Provocare. Mamă, de ce am făcut asta? Oh, vai. Dacă îmi dă o provocare din aia nesimțită, mă omor. Mamă, eu mă ascund pe aici. Maia 258 s-a arătat serverului. Bună, Maia. Filmăm. A. Poți pleca, please. Pot să fiu și eu? Nu e în 3. Ale, pe ce strici tu așa? Da. Aolo, s-a dus după ea. Data viitoare. Deci, Fabiana, provocarea este să îmi dai 1.000.000 de diamante. Super. Să te duci în 10 secunde să șoferul să dai mii. Iau, gata. Nici n-a durat prea mult. Gen, nici n-am avut. Băi, dar iau-o de jos. Ce e asta? Fix 10 secunde. Hai că da, dacă e. A fost 2 secunde. Mamă. Ema. Adevăr sau provocare? Provocare. Ce mă bucur. Hai facem ceva să o sperii. Muhaha. Te provoc să îți schimbi skin-ul în red, roșu, full. Te provoc să schimb skin-ul în roșu full. O să fie interesant. Ok. Mă, ce? N-ai enervat-o asta? Mă, ce? Chiar vreau să văd cum o să arate. Dar, da. Așteptăm acum. A fost să dăm puțin până atunci. Oh,
Da. Da. E chiar fain. Să știi. E chiar fain să știi. E chiar fain. Te să fac o poză la așa ceva. La așa ceva te să facem o poză. Gata, am făcut și poză. Și acum eu vreau Teo adv sau provocare. Hai să te văd. Adv. Yeah. Este adevărat că îți place de David? Se adevărat că îți place de David? Oh my god. Eva, e spectacol aici. Oba da, îți place de David. Karma, deloc. Ba da. Deloc. Oba da. Mi-ai zis tu mie că îl placi. Oba da, mi-ai Karma. Minți? Ba nu, sunt cât se poate de serios. Îl placi? Minte, nu-l credeți? Ba da, îl place pe David. David, dacă vezi acest clip, zici că te-o a zis că te place. Ai următorul. Opa. Ema ne dă nouă. Ema la unul din noi. Eu nu mai sunt jos, știi ce? Ema, mie. Ah, ok, dă-i lui Teo, nu mai vreau, pare rău, chiar nu mai vreau. Bine. Ia, hai să vedem. Ia, dă-i. Dă-i. Ia, dă-i. Adv? Direct a zis. Adevăr s-a provocat. Deci a scris adevăr și a... Doamne! Ok. Pe bune de nu, clipul ăsta de adevăr și provocare sunt foarte wow. Și bă, trebuie să fac o poză la surorile verde... verde-roșu. Stați puțin să vă fac o poză la ambele. Stați puțin să vă fac o poză la ambele. Așa ceva nu vezi atât de des. Poftim. Eva nu se vede deloc, cum adică? Ema mai în față. Mai în față. Mai în față, Emo, Ema, care. Bun, ok, perfect. Tu te ori lângă ea. Înseamnă că ai vrut să ții înghițată la chioscă la școală și tu te o lângă ea. Haide lângă ea. Da, am vrut, dar nu am luat că era coadă. Bun. Bă, alo, și asta? Mi-a stricat poza. Urâtelor, sunteți urâte acum. Bun, Ema mie. Sincer, dacă o să mă gândesc, o să aleg o... Provocare. Că am ales mai adevărul. Hai să adiun și o provocare. Ia să vedem ce o să zică. Hai să uităm cartea ei. Mamă, are și floare roșie. Teo scoate cartea. Cred că
Nici nu am întrebat. O să punem un... Bun, așteptăm încă 2 milioane de ani, încă un secol. Au trecut deja, cred că undeva la 9 secole. Mai durează ceva. Te provoc să schimbi mob, să stai tot clipa așa de tot și de dată să o faci. Bine, e roșu. Nu, nu mob, bă. Nu mob, bă, nu mob. Nu mob, alo. Nu mob. Ce mob? Nu. Bine, 2 sec. Of, o să încerc să... Nu, mai bine mob decât roz. Bine, o să încerc să fac sens cu mob de băieți. R-V-I-N. Ah, da. Ce pot să zic? Mi-a plăcut foarte mult. Arăt foarte bine. Arăt oribil. Ha, ha, ha. Da, ha, ha. Mhm. Da. Las că vedeți voi. Las că vedeți voi. Teo, adevăr sau provocare? Teo, adevăr sau provocare? Haide, zi. Teo, adevăr sau provocare? Adevăr sau provocare? Zi. Zi, Teo, zi, hai. Zi. Adevăr sau provocare? Provocare? Nu. Bă, dă-o înapoi. Bă, dă-i înapoi. No. Cartea. Cartea. Alo. Nu am provocările. Dă-le. Ema, dă-o. Dă-o, Ema. Mamă, mă, Ema. Da, să vadă și Teo, nu? Bineînțeles. Provocări pentru Teo. Dacă tu mi-ai dat așa ceva, te provoc să îți arunci toate florile în apă. Gata, acum i-am pus capacul. Dacă eu m-am făcut smov, tu rămâi fără flori. Dacă eu m-am făcut smov, tu rămâi fără flori. Na. Bă, nu iarăși. Alo. Bun. Ok. Florile de pe plot. Florile de pe plot. Haide. 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 Păi nu ai specificat. Ba da. Florile de pe plot. Acum. Am un inventar. Florile, nu floarea. Florile, nu floarea. Alo. Alo. E o diferență de timpuri și verburi. Ești culmea. Mulțumesc sau ceva. Nu, cred că asta n-a zis-o de bine. Bun, hai să vedem, haide. Deci fiecare are culori care nu o reprezintă. Eu urăsc mov-ul, pentru că nu-mi place deloc culoarea mov și abia așa să mă fac înapoi. Dar da, fetele astea sunt eroare astea. Două. Sunt eroare. Mamă. Deci deja cred că îmi plânge în real. Cred că deja început să plângă. Mamă. Pune un cadru, Fabian, pune un cadru trist rău de tot. Trist rău de tot. Mamă, am fost prea dur. Cred că i-am aruncat inima în apă sau ceva. Ia-le. Săracele, nu-i așa? Săracele. Hai că da dacă-i. Plâng. Plângi. Plângi. Mamă, ce am spus. Ok, mai e o floare. Plângi, mai e o floare. Mamă, parcă plotul ăsta nu mai arată a plotului Teo deja.
Mamă, parcă e așa gol acum, bune. E ciudat, foarte ciudat. Oricum, după nu vă faceți griji, o să îi spun, poate să le ia. Gen, o să-i spun, dar o să-i spun de-abia după ce suferă puțin. Haide. Haide la lacul ăsta de aici. Că știu că florile astea parcă le-ai de când Emma mi-a spus mie, da. Deci, practic, am mai căzut o dată în apă. Ar putea să mai cad o dată. Mamă. Cadul trist, mamă. Mamă. Odihniți-vă în pace. Poftim. Ce? Mă, ce? V-am iubit. Și vă voi iubi toată viața. Deci, pentru niște flori, Emma, dă-te. Emma, dă-te. Și vă iubi toată viața. Le poți lua înapoi. Am vrut să suferi puțin. Le poți lua înapoi, am vrut să suferi puțin. Mă, oh! Le poți lua înapoi, am vrut să suferi puțin. Da, bă, iubește florile. Deci bine, nu pot să cred. A, da, bine să vezi ce urmează. Mamă, nu mai aleg provocare. Nu mai aleg provocare. Haide înapoi, eu mă teleportez. Te pe mi. Am aici. Bun, deci acum cine? Eu lui Emma. Vine și Emma 3 secunde mai târziu. 3, 2, 1. Zic eu ce-i adevăr sau provocare. Ok. Adevăr. Ok, adevăr. Adevăr. Nu mă mai pun pe provocare, asta e clar. Asta e clar. Bun, deci ce vrei să-mi zici, drăunișoară Teodora? Ce vrei să-mi zici, ciao? Hai deodată că terminăm și noi episodul ăsta într-un an sau un milion. Deci haide. Bine, și Emma zburând. Bă, eu nu mi-am scos flagul ăla. Trebuie să-l scot într-o zi. Gen, te uiți pe cer și o vezi pe Emma cum zboară. Gen, să vezi așa ceva. Deci mie nu vine să cred. Gen, stai și tu liniștit. Și odată vine o Emma zburătoare deasupra ta și îi zice bună. Înseamnă că atunci când te superi pe masă sau te porți rău cu ea, te simți prost că ai supărat-o și vei să-ți ceri scuze. Să-ți cer scuze pentru că iubesc prea mult și nu o poți vedea supărată. Nu. Îmi place să o enervez. Nu. Chiar îmi place să o enervez. Îmi place să o enervez. Minciunele. Minciunele să stea departe, că nu sunt la suntem la masă. Ehe. Emma? Hai că vreau să-i dau la Emmy. Ce mă? Eu Emmy. Ce mă? Eu Emmy. Adică, cum adică? Da, n-am zis că vreau provocare. Nu. Exclus. Ce mă? Cum adică? N-am zis că vreau provocare. Exclus. Dar am căr pe geam, dacă poți. Încerc, dacă poți. Atunci. Pâine ia 4 secole să le zicem.
Vreau să îi dau Emei. Vreau să îi dau Emei. Am una bună de rău de tot pentru Ema. Ema, ADV sau provocare. Uite-te ce cute. Da, ce cute. Bă, nu. Cartea, bă. Bă, cartea. Cartea, bă. Cartea. Cartea. Mamă, ele două citesc. Acum că au rămas în modul de citire. Cartea. Dă cartea. Da. Alo. Direct o să copiez. Bun. Este... Oh, Doamne. S-a spus... Mamă, 31 de minute! Mamă, deci eu aici opresc, îmi pare rău. 31 de minute. Aici oprim. Challenge-ul. Gâtă. Hai. Outro. Te șuie de multe aici au prin celul nu gata, hai outro. Outro, că gata, e prea mult. Am prea mult de editat. Nu mă pune să mă chinui atâta la editat. Vă rog eu. Ca și așa trebuie să apară asta până de seară, într-o oră de când faci câteodată să mă port așa. Doar trebuie să fie mai bine. Mă port așa. Bun, acum este rândul lui Teo să îi zică. Teo, tu îi zici. Haide. Teo, tu îi zici, haide. Teo, tu îi zici. Ema, adevăr sau provocare, hai să vedem. Ok, ok, hai, hai, hai. Ce o să zică Ema? O să zică un mare. Ai luat vreo carte, Fabian? Nu, e a mea. Nu e a mea. Nu sunt ale mele. La Ema poate. La Ema poate. La Ema poate, cred că Ema l-a luat. Bă, ia Emei. A mea e aia. Bun, hai să vedem. Bă, alo. Ziema, adevăr sau provocare? Ziema, adevăr sau provocare? Adevăr sau provocare, zi? Îi lipsește o carte la tine, Fabian? Nu. A mea e... Astea îs ale mele. Astea sunt ale mele. Astea sunt ale mele, atât. Atât. Bun. Revenim. Adevăr, după un an m-a ales adevăr. Bun, hai să vedem ce zice Ema. Am bine zis ce zice Teo. Asta era mea că ai luat un 3 la școală. Oh, mă. Da. Da, și eu iau note din astea, deci nu e ceva wow. E care mă corijez, sincer. Bun, acu eu Emei. Bun, acu eu Emei. Emei, Emei. A, nu, asta. Acu Emei. Adevăr sau provocare? Bun, perfect. Bun. Bun, mi-a mai rămas mai multe. Bun, un adevăr. Și acum o să-l copiez pe ăsta.
Asta nu-i cine știe ce adevăr. Este adevărat că în real ești blondă, dar sau doar pe Multicraft. Oh my god, asta trebuie să aflăm toți. Nici eu nu știu asta. Mamă, ce întrebare. Oh my god. Oh my god. My god. Bun, revenim. În real nu sunt chiar blondă, dar da. Ok, acum mie teu. Mie teu. Ok, e castaniu deschis, e ca castaniu deschis în real. Ok. Hai teu mie. Hai teu mie. Dă mie teu. Adevăr. Ok, dă ei. Sorry, dă-i. Revenim. Adevăr, să terminăm cu tine, mamă. Mamă, să terminăm cu tine. Sunt curios ce o să-i zic, oare. De ce se vede că nu-ți plac ideile lui Fabian de la clipuri? Oh, yeah. Nu prea, dar na. Bă, noi după clip. Vorbim noi după clip. Asta vezi tu. Îi zici tu, Fabian, acum. Aleg direct adevăr. Eu easy. Nu mai zic. Nu mai înțeleg. Îmi zice... Hei, mami, eu nu mai înțeleg nimic, dar în fine, Teo a venit cu ideea să facem un 3. Noi am venit cu ideea asta de mai demult. Noi am venit cu ideea asta de când am făcut primul adevăr sau provocare. Numai că ea n-a putut pe ce are școală. Bine, a avut școală și de bea acum a putut, așa că, na. Facem și noi ce putem aici pentru voi. Iar vreau că abonați-vă măcar o dată. Da. I-am mințit abonații. Ok. Mamă, Teo e surprinsă. Bun, gata challenge-ul. Adevăr sau provocare? Provocare. Ce poate fi atât de rău? Pe bune, mai sunt... Revenim. Te provoc să îți faci o jucată de dragoste mie de 3-4 propoziții. Revenim. Cred că astea sunt câteva. Bun. Ema, tu ești frața frumoaselor. Până și o pup să vorbim mai multă ca tine. Nimeni nu e mai frumoasă ca tine. Zi măcar un câine. Ia care cu ea, tu ești cu ea să ești cea mai frumoasă. Și Teo e mai urâtă ca tine, arată ca un câine. Dacă tu un animal ai fi, tot te-aș iubi. Gata, asta a fost și compunerea mea. Bun, acum, da, Ema nu e surprinsă deloc. E foarte romantic. Dar chiar e să le filmați. Ba da. Chiar am filmat. Ba da, chiar am filmat, să știi. Chiar am filmat. Bun, câte mai sunt. Dacă nu îmi zici mie. Azi vedem dacă mai avem ceva pentru Ema. Nu mai vreau. Ema, adevăr sau provocare? Adevăr sau provocare? Hai să te vedem. Provocare. Te provoc să-mi dai
50 de lei. Și te provoc să-mi dai 50 de lei. Nu ai bani pentru taxe. Pentru că urmează taxe. Poftim. Ce? Unde s-a dus? A, s-a dus spre oraș. S-a dus să-mi aducă bani. Mamă, s-a dus să-mi aducă bani. Hai să mă teleportez la aia. Pentru că da, mai nu avem grande TP noi. Deoarece na, trebuie să ne mai teleportăm. Așa, da. Suntem mai magici noi. Te-o ajungi deja la ea în casă, mă, ce? Mă, ce, te-o ajungi deja la ea în casă? Pă, ce? Doi. Încă trei. Încă trei. Sunt doar două. Sunt doar două aici. Așa. Mamă, mamă, am opt. Măsă că mi-ai dat 8. Măsă de bac 5. Mersi că mi-ai dat 8. Mersi de bac 5 și am 80 de lei de cheltuială. Mersi, mă duc să-mi cumpăr 1.000.000 de cartofi. Mamă, cred că e mă omor pe Teo. Bun. Dă-mi 3 înapoi. Nu, că Teo mi-a dat. Nu sunt ai tăi. Nu că Teo mi-a dat. Nu că Teo mi-a dat, nu sunt ai tăi. E vina lui Teo. E vina lui Teo. Teo, Mateo. E vina lui Teo. Teo. Teo-i. Ba, gata. Gata. I-am ajuns deja aici. Cam lente sunteți, fetelor, pe bune. Bun. Și gata, atât a fost challenge-ul, nu? Și gata, atât a fost challenge-ul, nu? Că deja ne lungim mult. Că deja ne lungim mult. A, Fema, am ajuns și noi acasă. Am ajuns în oraș înapoi. Ce tare a fost challenge-ul. Mamă, ce fain a fost challenge-ul. Ar trebui să mai facem pe viitor. Să știi că da. Să știi că da. Hai, ne auzim. Hai, ne auzim, pa. Vreau doar să mă duc și să mă culc după o zi atât de grea. Ce asta? Mă, ce? Mă, ce? Ce carte asta? What? Ce asta? Hă? Poftim? Emma! Fabian! O să-ți vină să crezi.